Mașina găsită luni de anchetatori în stațiunea Bușteni reprezintă mai mult decât un indiciu valoros în găsirea presupusului vinovat pentru moartea liberalului Mihail Bălășescu. Este chiar autoturismul de la care s-ar fi iscat întreg scandalul dintre suspectul George Borchel, lui Bălășescu și victimă. Mașina, spun martorii, zăcea parcată de zile întregi pe strada telecabinei din Bușteni. Eu cam de vreo 5 zile am văzut-o eu. Acum, de când o fi, nu știu, dar de vreo 5 zile am văzut-o eu mașina aici. A venit criminalistica să ia amprete, da? Miercuri dimineață, când am venit la muncă, mașina era aici. E de câteva zile aici. Și știți cu este? Nu știu, dar văzusem pe... A a cui? A fost aici. Nu știu cine e, așa ca persoană. În scurt timp, criminaliștii au ridicat toate probele pe care le-au găsit: amprente, ADN sau urme biologice, iar anchetatorii au mai primit o informație extrem de importantă. Un locatar al blocului lângă care a fost abandonată mașina a spus că a văzut și un bărbat coborând din autoturism. Polițiștii îl caută pe fostul socru al lui Bălășescu de la începutul lunii septembrie atunci când bărbatul ar fi ucis pe fostul membru PNL într-un apartament în care stătea fosta lui soție. Avocatul lui Bălășescu a declarat că liberalul îi ceruse în repetate rânduri fostului socru să-i înapoieze mașina, dar acesta din urmă a refuzat. Suspectul, George Borchel, a dispărut imediat după crimă dar a lăsat în urmă un bilet în care își recunoaște fapta și precizează că nu va fi găsit niciodată. El a dispărut fără urmă de mai bine de 10 zile, iar polițiștii nu mai au nicio informație despre el. În fapt, s-a reținut că acesta, în noaptea de 3 spre 4 septembrie 2015, în timp ce se afla în orașul Bragadiru din prelungirea Ghenchan numărul 45, județul Ilfov, l-a lovit de mai multe ori cu o vază pe fostul ginere Bălășescu Mihail Marius, după care L-a sucrumat cu cinci coliere din plastic, în urma acestora survenind decesul celui din urmă. Ca urmare, oamenii legii au extins căutările peste granițe, Burchel fiind dat în urmărire internațională.